Dacă ai născut în Austria și bebelușul e cetățean român și ambii părinți au domiciliul în România, pașaportul se face în felul următor. Ideal, înainte să nașteți, vă faceți o programare la Consulatul României din Austria pentru transcrierea certificatului de naștere în registrele stării civile din România pe site-ul econsulat.ro și programarea ar trebui să fie la aproximativ 3 săptămâni după naștere ca să nu pierdeți timp și să puteți rezolva repede actele pentru alocație și carențcheltă. Bineînțeles, programarea se poate face și după naștere, dar, cum am spus, ideal înainte. În următoarele zile după naștere, mergeți la primăria localității sau a orașului în care locuiți. Acolo vi se va elibera certificatul de naștere al copilului în limba germană, dar și o copie în limba română. Și un certificat internațional, care însă trebuie transcris în Registrele Stării Civile din România. La data programată vă prezentați cu bebelușul la consulat cu următoarele acte. Certificatul multilingv, care nu trebuie tradus, cărțile de identitate ale părinților sau pașaportul, dacă nu există carte de identitate, sau a expirat. Certificatul de dobândire a cetățeniei române, dacă este cazul, certificatele de naștere românești ale părinților. Certificatul de naștere al bebelușului se eliberează pe loc în maxim jumătate de oră și nu costă nimic când faceți programarea pentru certificat, faceți-o imediat și pe cea pentru pașaport. Poate aveți noroc și reușiți să o faceți în aceea zi, adică să primiți o programare în acea zi și poate la ore apropiate, ca să nu mergeți de două ori în Viena ca mine. Cu certificatul de naștere român al bebelușului, mergeți la data programată pentru pașaport la consulat cu următoarele acte. Cartea de identitate sau pașaportul părinților, certificatul de căsătorie, dacă este cazul, iar în situația căsătoriilor încheiate în Austria, este necesar ca mai întâi să efectuați la secția consulară transcrierea certificatului de căsătorie emis de autoritățile austriece. În momentul depunerii actelor, este necesar să plătiți în numerar contravaloarea serviciului consular și anume 59 de euro și veți primi o chitanță care se pune la dosar cu restul actelor. Și apoi, după caz, sentință de divorț. Când veți primi pașaportul, diferă. Pe site scrie la 45 de zile, noi l-am primit la 3 săptămâni după depunerea actelor. Și la final, încă un pont. Dacă nu ai reușit să faci programare pentru transcrierea certificatului de naștere al bebelușului în registrul de stare civilă din România, sau dacă nu ai știut că trebuie făcută treaba asta, ți se va elibera certificatul pe loc înainte de pașaport. Adică atunci când mergi la consulat, ți se va face și certificatul.